Ana, cum este această ipostază? Cum o vedeți? Cum vedeți nunta lui Nicu și a Danei? O nuntă minunată, atmosfera foarte bună, lumea iarăși de calitate și o să încerc să fac datoria de părinte spiritual cât o să pot și cât mai bine. Distracție multă? Vă place atmosfera? Ce se întâmplă? Fără cuvinte. Cuvintele aproape că nu au rostul. Am spus și mai înainte, atmosfera minunată, lumea iarăși, muzica. Ce putem să vă spunem decât, așa cum se spune la noi în Bistrița Năsăud, să aveți noroc de finii care ați câștigat astăzi. Mulțumesc frumos și sănătate multă și dumneavoastră. Edilul orașului Teodor Ovidiu Crețu a fost cel care a oficiat căsătoria. Înainte de a vă exprima consimțământul în fața noastră pentru consilierea dumneavoastră, am să vă aduc la cunoștință câteva prevederi ale codului familiei referitoare la drepturile și obligațiile soților. În România, statul ocrotește căsătoria și familia. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. În relațiile dintre soți, precum și în exercițiul drepturilor față de copii, bărbatul și femeia au drepturi și îndatoriri egale. Relațiile de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-și acorde unul altuia sprijin moral și material. Cetățene, Cioncă Nicolae Ilie, de bună voie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana Ciceu Daniela Cristina? Da. Cetățeană Ciceu Daniela Cristina, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Cioncă Nicolae Ilie? Da. Ca urmare a consimțământului dumneavoastră liber și direct exprimat, constatând că nu este nicio vreliște și că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, prin împuternicirea dată de statul român, vă declar căsătoriți. Pot săruta mireasa de față cu soacra. Mireasa. Numele lui, nu? Nu care e. Oficierea căsătoriei religioase a avut loc la Biserica din Bistrița, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Să nu fie omul singur pe pământ, însuși acum să pune întinde mâna ta din smulocașul tău și unește pe robul tău, Nicolae Ilie, cu roaba ta, Daniela Cristina, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește pe dânsi într-un gând, încununează într-un trup, dăruiește-le lor roadă pântecelui dobândire de prunci buni, ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava. Cu mărire și cu cinste, în cununează-i pe dânsii. Nunta a continuat la unul dintre restaurantele din oraș. Un moment special a fost dansul mirilor. Așa cum mâinile spargem. Și acum le spargem.
ca să meargă pe gratis. Am lăsat năprăvuța